În cazul hotelului Lido, el este ridicat pe proprietatea unui particular, o personalitate foarte interesantă pentru că are o arie foarte vastă de manifestări. Este vorba de Constantin Angelescu. La origine, omul ăsta este medic, este chirurg. Studiază la Paris. Este, printre altele, singurul care a pus diagnosticul corect, dar din păcate tardiv, lui Ionel Brătianu, înainte să se stingă în urma a ceea ce părea inițial să fie o banală răceală în 1927, și tot el s-a îngrijit de tratamentul pe care l-a primit șeful politic liberal în ultimile zile, dar, cum spuneam, din păcate prea târziu, ca să-i mai salveze viața. Totodată a fost un politician, este unul dintre cei prim-ministri ironici ai României, pentru că este ministru 4 zile după asasinarea lui Ighe Duca, până când intră în funcție următorul cabinet. În schimb, o activitate politică mult mai constantă o are în calitate de ministru al învățământului și poate fi considerat, deși realizările sale sunt mai comentate, drept continuatorul lui Spiru Haret din perioada interbelică, pentru că el se ocupă în perioada interbelică de votarea legii învățământului primar, care extinde durata învățământului obligatoriu finanțat de către stat și totodată este principalul artizan al uniformizării sistemului de învățământ în România Mare, când trebuiau să împace sistemul de învățământ din vechiul regat cu cel moștenit de la Imperiul Austriac în Transilvania și Bucovina, respectiv de la Imperiul Țarist în Basarabia. Și existau o întreagă serie de dezbateri. Este un articol istoric publicat recent de către un cercetător la Institutul Nicolae Iorga, care dezbate în detaliu toate dezbaterile, care toate procedurile legislative prin care s-a ajuns la forma destul de apropiată de a noastră a învățământului în România. Și cert este că s-a dat o organizare durabilă a învățământului. Acum, pentru ce a intrat omul ăsta în politică? A intrat, se pare, dintr-o dorință sinceră de a face bine țării, pentru că hotelorii de ăsta mărturie, cu banii nu stătea rău. Nu stătea rău nici din familie, fiind fiul unui negustor craiovean, sper să nu încurc eu zona de proveniență, dar mai ales prin căsătorie, pentru că s-a căsătorit cu una dintre fiicele petrolistului Grigore Monteoro, a cărui casă am văzut-o pe Calea Victoriei. Așadar, ca să spunem în limbaj colocvial, n-avea belea cu banii. Și deținea proprietatea asta pe Bulevardul Maghieru. De altfel, se poate observa lucrul ăsta până și astăzi. Hotelul Lido e cumva înfipt în bulevard, pentru că în momentul când s-a făcut ultima lărgire a acestei artere, el, având destulă influență politică, s-a opus exproprierii. Și atunci proprietatea lui a rămas pe loc ca un soi de ghimbe în corpul bulevardului propriu-zis. Și tot aici a hotărât în anul 1930 ridicarea complexului hotelier pe care îl vedem și astăzi, profitând de dezvoltarea fără precedent a bulevardului Maghieru, care, așa cum spuneam, cumva a început să se concureze, dacă nu chiar întrecuse într-o anumită măsură Calea Victoriei în anii 30, devenind sediu a numeroase magazine de textile, de modă, numeroase agenții turistice, ba chiar se pare, deși n-am reușit să-l localizez precis, un birou de vânzare avioane. Deci se vindeau primele avioane particulare pe aici. Astfel devenise automat un loc de făcut bani foarte ușor în industria hotelieră. Iar domnul Angelescu a intuit lucrul ăsta foarte bine, creând unul dintre cele mai moderne hotele din Europa la acea vreme. Hotelul Lido avea peste 100 de camere, nu mai știu exact numărul precis al acestora. Dar ceea ce l-a făcut să se remarce în peisajul bucureștean a fost ceva pentru care este cunoscut până astăzi. Presupun că știi și tu despre ce e vorba. Despre piscina cu valuri. Da. Este primul bazin cu valuri artificiale, maritime, cum mi se mai spunea, din București. Un bazin de 500 de metri pătrați, care a cunoscut mai multe reamenajări, dar realizat splendid pentru standardele epocii, cu marmură, cu un ecran de proiecție. Și care avea, așa cum spuneam, un bazin cu valuri artificiale care îl făceau să fie vedeta sezonurilor estivale pentru cei care rămâneau în București sau, mă rog, care mai treceau prin București. Pare că până și regele Mihai, adolescent, la vremea aceea venea la bazinul cu valuri de la Lido. A fost și subiect de film în mai multe cazuri. Îl vedem, de exemplu, într-o scenă celebră din Secretul lui Bacchus, pe Gheorghe Dinică, în persoana, fiind evident un personaj negativ, cum a fost el în majoritatea filmelor, relaxându-se la piscina asta cu valuri de la Lido și fiind interpelat de către Sebastian Papaiani în rolul micului combinator din filmul Secretul lui Bacchus.
Și totodată, având una dintre primele și cele mai bine înzestrate săli de fitness, deci avea aparate de gimnastică în perioada interbelică și aparate de masaj electric. Deci era un hotel unde grija față de oaspeți era dusă la un nivel necunoscut până atunci. Totodată, celebru și pentru concertele de jazz din perioada interbelică, orchestră din Budapesta, cât și o alta locală, dar condusă de un american, îmi scapă numele lui în momentul de față. Evident că a rămas în proprietatea doctorului Angelescu până în 48. Doctorul propriu-zis n-a apucat să fie naționalizat pentru că a murit în 1948, a scăpat astfel și de arest și de naționalizare. A murit la Spitalul Sfântul Vincent de Paul, la primul spital gratuit din România, era situat pe șoseaua aviatorilor în dreapta monumentului și era opera moțenorului Vladimir Ghica și a doctorului Nicolae Paulescu, spitalul acesta. Ulterior, în 1950, a fost naționalizat hotelul. În mare parte și-a menținut funcția inițială, nu mai știu exact care este traseul lui în perioada comunistă. Cert este că după 90 a existat o afacere destul de comentată în presă vis-a-vis de o vânzare ilegală a statului român către niște afaceriști locali, pentru că în cele din urmă, din câte știu eu, hotelul să revină moștenitorilor de drept și în momentul de față este preluat un dezvoltator în domeniul Horeca, care l-a închiriat pe o durată de vreo 10 sau 15 ani de la proprietari și care, din fericire, au operat iarăși o restaurare într-adevăr profesionistă și a reintegrat hotelul în peisajul urban bucureștean căruia îi aparține de peste 90 de ani. Vedem lipit de el o altă operă a arhitectului Horia Creangă, este vorba de blocul Malaxa Burileanu, următorul, destinat evident angajaților uzinelor Malaxa și care locuiau pe Bulevardul Magheru. Cel mai probabil asta când o să facem următoarea voltă înapoi în bulevard, o să vedem. E perioada când oamenilor încă nu le e clar care este viitorul bulevardului Magheru și unii afaceriști dezvoltă blocuri de locuință pe care după aia să-și dea seama că bulevardul ăsta devine prea scump pentru spații de locuit și atunci să convertească rapid construcțiile în ceva mai lucrativ. Și acum intrăm pe ceea ce a rămas din vechea stradă Mercur, pe care locuia și Titu Maiorescu, în prezent denumită Artur Verona, pentru a mai vizita locuințele a două personalități din perioada Belle Époque. Locuința primei personalități o vedem deja la intersecția cu strada Pitar Moș. Pe partea dreaptă, e tehnic clădirea de dincolo de strada Pitar Moș, clădirea albă, este fostul sediu al ambasadei Elveției după anii 90. Dar în perioada antebelică a fost locuința uneia dintre cei mai temuți politicieni români, Eugeniu Carada. Statuia domnului Carada, am văzut un turul din centru vechi, colțul străzii care îi poartă numele cu strada Lipscani. Da, nu este degeaba amplasat acolo, pentru că Eugeniu Carada cu Ion Brătianu seniorul sunt adevărații fondatori ai Băncii Naționale, chiar dacă Eugeniu Carada, lucru care i-a caracterizat întreaga viață, s-a ferit de funcții publice și n-a acceptat funcția de guvernator pe care a dobândit-o Ion Câmpineanu, ci doar pe aceea de director, dar toată lumea știa că el guverna de fapt Banca Națională a României și tot el a organizat atât de bine sistemul de administrație al Băncii Naționale a României, încât unul dintre numeroși săi biografi sunt mai multe lucrări dedicate acestei personalități, inclusiv a unui descendent al său, Marius Teodorian Carada, spunea că 30 de ani, dacă ar fi condusă numai de neghiobi, banca s-ar conduce singură. Adică atât de bine era gândit sistemul de organizare al băncii. Eugeniu Carada face parte din aceeași generație ca Ion Brătianu Cea Rosetti de luptători pentru afirmarea națiunii române și pentru unirea națiunii române. Originar din zona Craiovei, deși se pare la origini a român, dar stabiliți în zona Craiovei, face o scurtă perioadă de studii în Franța, unde îl cunoaște de asemenea pe Jules Michelet și pe Edgar Quinet, dar revine în țară pentru a participa la mișcarea de unire. Sunt niște versuri ale lui Eugeniu Carada, deci culmea, un om care este de regulă trimis în domeniul cifrelor, are o operă în versuri legată de
Unirea Principatelor. Unirea Principatelor, de altfel, a fost realizată la nivel popular, mai ales prin intermediul unui șlagăr, presupun că știi care. Hora Unirii. Hora Unirii, da. Versurile lui Vasile Alexandrii și muzica uneia dintre primii compozitori. Nu spun degeaba primii compozitori, o să ajungem imediat și la o casă cu relevanță. Primii compozitori stabiliți în România, că nu-i român, Alexandru Flechtenmacher. Și casa lui ar trebui să se mai păstreze, dar într-o formă modificată, pe Bulevardul Ferdinand. E bine, și Carada realizează astfel de poezii care, pentru omul de rând, care se zice că nu înțelegea mare lucru din politica marilor puteri, constituia un reper vis-a-vis de deziderate naționale, face parte din adunările ad hoc care organizează Unirea, tocmai s-a sărbat pe 24 ianuarie, și este unul dintre oamenii care contribuie efectiv la înfăptuirea ei. Ulterior, se pare că era unul dintre, asemenea Lucia Rosetti, era un republican convins. Drept urmare, n-a fost foarte bucuros de alegerea lui Alexandru Iancuza și nu e de mirare că s-a găsit printre cei care au conspirat pentru înlăturarea Domnitorului Unirii, monstruoasa coaliție din 1866. Ulterior, deși a susținut aducerea în țara principelui străin, Carol I, asta a fost de fapt unul dintre dezideratele unioniștilor încă dinainte de alegerea lui Cuza, pentru că marile puteri s-au opus, am fost nevoiți să lucrăm cu cine s-a dat. Nicolae Iorga spune asta, că am pus marile puteri în fața faptului împlinit, deoarece convenția de la Paris de după războiul Crimeei spunea că n-avem voie să ne unim, dar nu scria nicăieri că n-avem voie să alegem aceeași persoană. Nu puteam să alegem principe străin, dar am ales un principe român, dar căruia i s-a pus în vedere, lui Cuza i s-a pus în vedere din momentul alegerii, că alegerea lui este vremelnică până când vom obține numirea principelui străin. Așadar, s-a obținut și prin intermediul lui Carada numirea lui Carol I. Acum n-am studiat suficient de bine personalitatea lui ca să explic, în afară de convingerile republicane care se pare că nu l-au părăsit toată viața, ce l-a determinat pe Carada să declanșeze conspirația antidinastică din 1870. Este vorba de celebru incident cunoscut ca Republica de la Ploiești. În succesul mișcării se pare că a fost parțial și datorat lui Carada, care a emis tot el ordinul de revocare a rebeliunii, dar care n-a fost luat în considerare de Alexandru Candiano Popescu, de cel care a declanșat propriu-zis insurecția de la Ploiești, celebra republică ironizată de Caragiale în o noapte furtunoasă care a fost scoasă foarte repede din joc. Cert este că dacă la Candiano Popescu au existat anumite repercusiuni, Carada nici măcar asta n-a suferit. Regele Carol I cumva era conștient de valoarea lui din punct de vedere profesional și de activitatea pe care o desfășurase până atunci. Și drept urmare, nu a existat o pedeapsă propriu-zisă. Carada se pare, în schimb, că a rămas republican până la moarte. Drept urmare, nu trecea niciodată pe calea victoriei, adică nu trecea pe dreptul Palatului Regal. La moartea lui în 1910 a murit înaintea lui Carol I. În schimb, regele a cerut expres ca alaiul funerar al lui Carada să treacă prin fața Palatului Regal, dar i s-au dat onoruri. Adică un vechi adversar, dar la fel, și Carol I știa să aprecieze valoarea omului, chiar dacă nu avuseseră viziuni comune, să zicem. Carada a fost un om oricum cu multe ciudățenii în epocă, era un om care semăna unui automat. Făcea aceleași lucruri la aceleași ore, nu numai că avea aversiune față de funcții publice, dar avea aversiune față de public în general, nu prea primea vizite, sau dacă primea numai de la 3 la 4 o treabă fixă, trecea la aceeași oră către biroul lui de la Banca Națională, îmbrăcat la fel, indiferent că era vară sau că era iarnă. Domnul Ion Bulei, un istoric care a trecut de curând din lumea aceasta și care avea un stil foarte cald de a povesti, are mai multe articole care îi sunt dedicate domnului Carada, asta dacă nu se dorește să se citească chiar biografia lui, care e foarte interesantă, sau una dintre biografiile lui. Cumva i-a plăcut tot timpul asta să lucreze din umbră. Și politic a avut o excepție. În schimb, familia Brătianu a fost cel mai bun prieten, probabil. Bun, la concurență cu Cea Rosetti, dar Cea Rosetti a mai avut anumite fricțiuni cu Ion Brătianu. A fost apropiat și de Cea Rosetti, de altfel trebuia să logodească cu una dintre fiicele lui Cea Rosetti, dar a rupt logodna. Și asta l-a îndepărtat cumva de acest frontaj liberal, deși, din punct de vedere al convingerilor politice, de el era cel mai apropiat. În schimb, de Brătianu senior a rămas până la moartea acestuia
Și ulterior a rămas omul de casă al Brătianilor. Gulerele spun că ar fi avut de fapt o relație cu Pia Brătianu, cu soția lui Ion Brătianu. Cert este că el a fost pedagogul copiilor lui Brătianu. Unii spuneau că îi îngrija și grădina lui Brătianu. El este cel care l-a dus pe Ion Brătianu la Paris, unde el mersese de două ori la studii și l-a introdus pe Ionel Brătianu, am zis bine. Da. L-a introdus cumva în lumea universitară a Parisului. Iar din biroul lui de la Banca Națională, unde majoritatea habar n-aveau ce face, a dirijat pe de-o parte destinele politice ale României, a asigurat politica monetară a României, o politică monetară care cel puțin până la primul război mondial asigurase paritatea leului cu dolarul la vremea respectivă. Adică era altceva, leu aur din vremea aia a rămas o legendă pentru toți, pentru că era o monedă care avea o valoare reală. A fost unul dintre principalii sprijinitori ai mișcării de eliberare a românilor din Transilvania. Deci asta l-a pus pe de-o parte, ar fi o explicație a adversității sale cu Dimitrie Sturza. Cumva se petreceau niște viramente, că nu trimitea banii lui neapărat, dar făcea viramente de la Banca Națională către societățile care luptau pentru eliberarea românilor din Transilvania, inclusiv societatea Carpați, din care a făcut parte și Mihai Eminescu în București, și a fost unul din motivele pentru care se pare că a fost arestat în cele din urmă. Deci, într-adevăr, un om care a știut foarte bine ce face și a ținut foarte mult la discreție. Asta era o virtute foarte rară pentru oamenii din perioada aceasta. Constantin Stere, un alt militant socialist, și aduce aminte la un moment dat într-o întâlnire cu Carada că voiau să facă un ziar care să afirme drepturile românilor din Basarabia de data asta, și Carada a fost încântat de idee și a spus: da, aveți oameni, aveți buget, că ziarul nu se face doar cu entuziasm. Și după aia Stere a aflat consternat ce sumă mare îi fusese virată prin niște sisteme destul de complexe din îndrumarea lui Eugeniu Carada. Cum am spus, a murit în 1910, a avut parte de funeralii pe măsura personalității sale și în prezent, din câte știu, actualului guvernator al Băncii Naționale, care deține și recordul, fiind cel mai longeviv guvernator, domnul Mugur Isărescu, îi se datorează cumva reactualizarea membrului lui Carada, atât în privința noilor ediții care îi privesc viața, cât și a monumentului care se găsește acum pe strada care îi poartă numele, lângă principala instituție pe care a influențat-o Banca Națională a României. Altfel, un om de o modestie rară, nu umbla cu trăsură, cum am spus, umbla pe jos, într-un costum foarte modest. Un om care a fost dedicat trup și suflet ideii de România, așa cum a înțeles-o el, și care a creat una dintre principalele instituții. N-am terminat cu vecinătățile celebre din zona asta. Casa situată în diagonală de fosta casă Eugeniu Carada a fost locuința părintelui arhitecturii românești, arhitectul Ion Mincu, de care pomeneam un pic mai devreme. Și faptul că o găsim în forma asta extrem de bine conservată se datorează tot domnului Șerban Sturza, pentru că este și în prezent sediul al Ordinului Arhitecților, a cărui vicepreședinte a fost domnul Sturza și care a restaurat-o. Nu se înțelege foarte bine de la stradă, casa are formă de L, a aparținut unui arhitect din generația premergătoare lui Ion Mincu, un arhitect italian, Giacomo Borelli, sper că am spus corect numele. Fiica acestui arhitect a fost soția lui Ion Luca Caragiale, și care era un apropiat al casei și venea des pe aici. Să spunem că așa la fațadă casa n-ar fi neapărat o casă impresionantă. Este o casă cu bun gust, dar este o casă relativ modestă, e mult spus. Nu este spectaculoasă, să zicem, pentru epoca respectivă. În schimb, înăuntru se pare că era o casă de un mare rafinament, nu știu cât se mai păstrează, pentru că n-am avut ocazia să o vizitez în interior, dar erau covoare turcești de tip caraman, erau mobilier prețios, era o colecție de valoare a arhitectului Ion Mincu, arhitect care a părăsit lumea asta relativ devreme, la doar 60 de ani, în urma unui căzături în baie, a paralizat și a murit ulterior. El este cel care, pe de-o parte, a creat curentul neoromânesc, sintetizând, cum spuneam, probabil că și în altă tur
elementele vechi arhitectonice din principal din cadrul bisericilor și este autorul unora dintre cele mai semnificative clădiri din perioada Belle Époque, atât clădiri particulare, Casa Vernescu, Casa Monteoru, cât și clădiri oficiale, am menționat un pic mai devreme, și unora dintre cele mai bine executate restaurări istorice, el înțelegând printre primii ce înseamnă o restaurare istorică propriu-zis, adică refacerea cât mai aproape de aspectul original și nu dărâmarea edificiului și ridicarea altuia nou, cazul pe care îl citez eu de fiecare dată fiind cel al Bisericii Stavropolios din centru vechi. Și casa aceasta este la fel un monument istoric și păstrează pe ea și o amintire dintr-o altă perioadă istorică, respectiv ceea ce se găsește sub placheta cu medalionul cu chipul Ion Mincu, da, celebru afiș electoral al comuniștilor de la primele alegeri pe care le-au câștigat ei în 1946 sau 47, sub lozinca de votat soarele. Acum, mergând pe principiul enunțat sau atribuit lui Iosif Stalin, că nu contează cine votează, contează cine numără voturile, comuniștii au câștigat atunci cu o majoritate zdrobitoare, practic au scos din joc partidele istorice. Este vorba de perioada aia foarte incertă, așa, de după al doilea război mondial. Noi întoarcem marabele la 23 august 44, se încheie războiul în mai 1945 și vreo 2 ani de zile încă nu e clar ce se întâmplă, sau mă rog, nu e clar pentru unii, pentru că se pare că la nivelul înalt al politicii lucrurile erau știute de mai de mult. Comuniștii acaparează treptat puterea, pentru că în cele din urmă, prin aceste alegeri, treaba să devină cumva clară, chiar dacă a mai durat un pic până la abdicarea regelui Mihai, care a fost semnalul definitiv al instalării așa numitei cortinei de fier, urmând expresiei lui Winston Churchill, culmea, cel care se spune că ar fi dat România în mâna comuniștilor, cumva negociind menținerea Greciei în zona de influență occidentală. A victoria asta electorală a comuniștilor din sub egida soarelui a fost îndelungă ironizată în epocă și unul dintre principalii adversari, să spunem, ai strategiei electorale comuniste a fost simpaticul Păstorel Teodoreanu, care vis-a-vis de soarele ăsta avea două epigrame interesante. Unu, când te văd așa pe garduri și cu raze împrejur, mai că vine să te asemui cu o gaură de cur. Și a doua era, nu credeam să pot să fiu în stare ca pișindu-mă pe garduri să o fac direct în soare. Da, astea fiind așa opiniile lui vis-a-vis de campania asta, dragostea lui Păstorel Teodoreanu față de comunism este o treabă îndelung ilustrată în operele sale literare. Acum... O secundă, o să cadă iar asta. Te rog. Te rog să o montez tu, e pe care să cadă. Așa, acum o să facem iar o manevră un pic mai complexă, da. În sensul că vreau să facem câțiva pași în dreapta, ca după aia să revenim. Pentru că în partea dreaptă avem un singur obiectiv, chiar dacă avem clădirea Facultății de Limbi și Literaturi Străine pe partea dreaptă, ați observat faptul că, pe de-o parte, e un motiv pentru care eu uneori aleg să numer pe trotuar și știu că asta este atât o impolitețe cât și o treabă care contravine legii, dar dacă vă uitați un pic ce decorație are clădirea asta pe frontispiciu sus de tot, dita mai vaza aia de piatră, și dat fiindcă nu e chiar la mai în stânga. Mai, o vezi? Ai văzut-o sus? A doua secțiune a clădirii, cea mai înaltă cu un etaj, are deasupra de tot o cogeamite vază de piatră, care la primul sughiț al pământului, eu mă tem că va fi jos. Da. Asta ne mai vorbim de pericolul aproape permanent de astăzi din cauza încălzirii globale mai rar al surțurilor care atârnă pe la streșinile clădirii și care pot să te transforme așa într-un experiment Vlad Țepeș, dacă nu ești atent. Deci asta vis-a-vis de întreținerea care ar trebui să le fie acordată clădirilor din zona asta a Bucureștiului, adică lăsând la o parte riscul mare de cutremur, poți să te trezești la o asemenea clădire că îți cade o bucată de tencuială de fațadă sau așa și ai parte de un sfârșit, să spunem, ironic.
Dar mergem un pic pe strada asta, pentru că în partea stângă sau dreaptă, după cum se filmează, uite exact ce spune, atenție, ca țigle. Și mai frumos, ia uite ce ruptă-i streașina, exact la clădirea despre care urmează să vorbim. Da, streașina este făcută praf și acum că s-a acumulat și zăpadă deasupra, te poți trezi cu o bucată de acoperiș în cap. Să sperăm că nu pățim fix când stăm noi aici. Da, nu strică să filmăm de vis-a-vis, pentru că asta este un alt monument istoric, de data asta dintr-o altă sferă, sfera culturii, este locuința părintelui operei române, George Ștefănescu. George Ștefănescu, muzician român educat, prima generație a conservatorului bucureștean sub îndrumarea lui Eduard Wachmann, ulterior cu studii la Paris, întors în țară, a constituit prima trupă de operă alcătuită exclusiv din artiști români în 1885. El este autorul primei lucrări simfonice românești, Uvertura Națională, și respectiv primei simfonii românești, Sinfonia La Major. Deci este un deschizător de drumuri în domeniul muzical. Nu degeaba avem bustul lui în fața operei române. Nu era el în viață când a apărut clădirea actuală a operei române, dar el este fondatorul instituției în sine a operei române. La rândul lui, formatorul a unor mari talente, el este printre altele descoperitorul Haricleei d'Arclé, probabil cea mai mare soprană din perioada antebelică, cu activitate până în perioada interbelică, și totodată un apropiat al literaților, realizând mai multe compoziții pe versurile unor poeți, cum ar veni Sânziana și Pepelea sau Bogdan și Vidra, Răzvan și Vidra, pardon, mă gândeam la Bogdan Petricicu H2 și a ieșit Bogdan și Vidra. Bogdan și Vidra, așa că un amănunt vis-a-vis de relația pe care a avut-o cu Bogdan Petricicu H2, a făcut o compoziție funebră la moartea Iuliei H2, care se găsea în cavou acesteia din cimitir, se găsește până astăzi în cavou acesteia din cimitirul Belu, cu semnătura lui. De altfel, și mormântul lui se află relativ aproape tot în incinta acelui cimitir. A murit în 1925. Nu știu care este soarta casei în momentul de față, dar indiferent cine răspunde de ea, ar face bine măcar la capitolul acoperișului, pentru că, pe de-o parte, afectează rezistența, structura imobilului, dar e un pericol constant pentru trecători. Așa, ne întoarcem puțin, cum am zis. Ne aflăm pe o stradă, iarăși, cu un nume relativ incert din capitală. De data asta este vorba de o stradă care și-a păstrat numele. Este strada Pitar Moș. Și acum numele ăsta trimitea la mai multe variante. Aia mai simpatică și cumva dezmințită de majoritatea istoricilor spuneau că e vorba de un boier care avea rangul de pitar, care se ocupa cu aprovizionarea cu pâinea curții domnului și pe care îl chema Moș. Greu de crezut, mai degrabă să presupune că moșul este pur și simplu o persoană care a atins o vârstă venerabilă, și cei mai mulți istorici cad de acord că ar fi vorba de un sârb sau un bulgar cu numele de Pedar, care era, culmea, zarzavagiu, nu pitar, așa, și care ar fi trăit până aproape de 100 de ani, numele său fiind dat zonei care inițial se chema Popa Ivașcu. Deci asta este mahalaua Popa Ivașcu, dar biserica construită în forma actuală de Alexandru Moruții la începutul secolului XIX, capătă în timp denumirea de Pitar Moș. Și asta exprimă, asta explică denumirea pe care are o zona până în prezent. Biserica cu o pictură destul de interesantă, care poate fi văzută până în prezent, și care conservă în felul ăsta iarăși o amintire de veche mahala bucureșteană, cumva alipită de biserică. Mergem în față. Alipită de biserică, la o casă distanță de ea, de fapt, se găsește o clădire cu o arhitectură destul de interesantă, cu colonada aceasta de la etajul 1, se poate vedea deja, care a constituit una dintre locuințele bucureștene ale unui alt scriitor controversat, că tot am vorbit de Adrian Păunescu, partea dreaptă, colonada la etajul 1, cu alternanță cromatică. Este una dintre locuințele bucureștene ale lui Mihail Sadoveanu, o altă personalitate cel puțin controversată. Ca și în cazul lui Adrian Păunescu, talentul literar este incontestabil. Prin
condeiul lui s-a reactualizat memoria istorică a lui Ștefan cel Mare, de exemplu, prin frații Jderi. Avem cel mai bun roman în roman, din câte știu, inclus până astăzi în programa școlară, Hanu Ancuței. Avem una dintre cele mai frumoase scrieri pentru copii, Dumbrava minunată. Însă, pe lângă toate meritele astea literare, un alt mediu merit literar fiind faptul că este printre primii care au recunoscut personalitatea lui Panaiti Strati, un scriitor cu o proveniență, să spunem, mai puțin nobilă, pe care George Călinescu, de exemplu, nu-l inclusese în istoria literaturii. Sau Iorga Resmisese, spunând că se vede că a fost hamal. Mihail Sadoveanu l-a numit fratea lui și produs al acestui pământ românesc. În schimb, în plan personal, majoritatea mărturiilor convert că domnul Sadoveanu era chiar o bombonică așa, trăit pe lângă el. Era un om destul de egoist personal și destul de lacom, inclusiv fizic. Dimensiunile lui aproape din totdeauna, din tinerețe până la senectute, a trăit o viață destul de îndelungată, 80 și ceva de ani. Îl arată ca fiind un tip foarte gras, foarte mare și era cunoscut și ca fiind violent și foarte ursuz în general. Și totodată, în ceea ce privește orientarea lui politică și istorică, dacă e să o luăm așa mai general, a fost prin excelență un oportunist. Mare maestru de gradul 33 într-o lojă masonică, a fost foarte bine informat și atunci a știut să se poziționeze la vreme, să fie când cu Carol al II-lea, când cu legionarii, când cu comuniștii. A fost și ironizat, de altfel, o celebră baladă a epocii care parafrazez cumva că de ești gras și lat în ceafă, de la comuniști ai leafă, dacă... Și dacă te-ai dat cu dușmanul și te cheamă Sadoveanu, pentru că a fost unul dintre primii care au virat către zona sovietică, de altfel el este autorul dictonului de foarte urâtă memorie, cu lumina vine de la răsărit. Același iubitor al comuniștilor, păstorul Teodoreanu, spunea, eu am găsit într-o informație că Sadoveanu ar fi fost nașul lui de botez. Adevărat că diferența e mică de vârstă între ei doi, vreo 14 ani diferență. Asta nu exclude în Biserica Ortodoxă să fii naș de botez la 14 ani pentru cineva. Da, mă rog, naș sau nu, eu așa am găsit rima că nașul sfătuit de un rus întoarse curul la apus și arăta apusului care-i fața rusului. Sau tot așa vis-a-vis de oportunismul lui față de noua putere, celebru titlu, venea o moară pe siret, venea o moară pe siret și în ea un autor șiret, nu mai știu exact, măcina făină proastă. Că asta încerca să vândă gogoși celor care erau dispuși să-l asculte. Și în plan personal, păstorul Duranu l-a taxat la un moment dat prin faptul că era foarte zgârcit și apucător. Se pare că la un moment dat avea să-i dea niște bani, s-a făcut că a uitat de suma respectivă și i-a spus, dar fi să mor, cam ar fi cazul, să nu-mi lași bani, să-mi lași obrazul, să-mi fac din el bocanci. Așa și Tudor Arghezi se pare că i-a oferit o asemenea ironie, Arghezi fiind cunoscut pentru limba lui iute, pe când Sadoveanu era destul de gomos și de plin de el, se întâlnesc la un moment dat pe stradă și Arghezi îl întreabă, ce faci, maestre? Cu un chișor în groapă. Și cu unul altul tot scrii, maestre, tot scrii. Așa. A ieșit din viața asta ca președinte al Marii Adunări Naționale, ceea ce tehnic îl făcea primul om în stat, drept pentru care și-a pus semnătura și pe niște condamnări la moarte, dat fiindcă vorbim de perioada prigoanei sub Gheorghe Gheorghiu Dej, așa, pe anii de teroare stalinistă. Iarăși, un om cu multe controverse legate de viață, clar n-a fost vreun drăguț în viața personală, dar din punct de vedere literar, are o certă însemnătate și, spuneam parcă în alt tur, a fost prohodit în Casa Monteoru, în casa scriitorilor Mihail Sadoveanu. Reveniți în Bulevardul Maghieru, avem din nou de a face cu o clădire caracteristică perioadei interbelice. De data aceasta vorbim de o proprietate continuă, dar cu două edificii ridicate. Cele două edificii sunt cel ce până în prezent a rămas Hotelul Ambasador, iar alături, din păcate, dezafectat astăzi, fostul garaj Ciclop, constituit pe prima parcare supraetajată din București. Cele două s-au aflat pe proprietatea unui domn pe numele lui Constantin Mihăiescu. Garajul este cel mai vechi dintre ele, ridicat prin 1928. Lipit de garaj pe locul hotelului, se găsea anterior
casa în care locuia domnul Mihăiescu. Acesta s-a asociat cu un arhitect pe care l-am mai întâlnit în turul de pe Bulevardul Elisabeta, Arghir Culina, împreună cu acesta, realizând hotelul acesta de 12 etaje, dar cu o particularitate. Hotelul este în stil Art Deco, dar inițial, acum văd că au făcut niște modificări pe sus, inițial etajele superioare se retrăgeau în interior și creau terase, care erau excelente și anumite apartamente de sus erau clar proiectate să fie apartamente de locuit și nici de cum pentru spațiu hotelier. Însă, cei doi acționari au constatat ceea ce vorbeam mai devreme, că Bulevardul Magheru devine treptat un spațiu prea scump pentru locuințe și că atunci este mai rentabil să-l transforme în hotel, ceea ce au și făcut. Este inaugurat tot prin anii 30 hotelul. Arghir Culina, arhitectul proiectant, este și proprietarul a jumătate din hotel. La vremea aceea era considerat hotelul cu cea mai modernă instalație sanitară din Europa, deci alături de Lido constituia elita industriei de Horeca la vremea respectivă. De asemenea, și dispunerea camerelor era una foarte interesantă și avea vedere la cel mai modern bulevard al Bucureștiului. A fost un hotel prosper, deși a tras și câteva pățanii mai puțin vesele, respectiv aici, în 1941, a fost asasinat un colonel al misiunii militare germane la București, un colonel al Luftwaffe, dar îmi scapă acum numele lui, Helmut, nu mai știu numele de familie. Cert este că incidentul ăsta a fost folosit de către mareșalul Antonescu pentru a lua anumite măsuri împotriva legionarilor, care au dus în cele din urmă la declanșarea rebeliunii legionare și ulterior înăbușirea acesteia manu militari de către mareșal, care a continuat să conducă el cu mână forte, dar nemai având propriu zis un regim de dreapta la guvernare. În perioada imediat înainte și în primii ani de comunism a fost închis pentru public. Mi se pare că a fost sediul unei instituții, ca ulterior să revină în circuit, dar treptat, din păcate, a decăzut de la una dintre perlele industriei hoteliere ale Bucureștiului, devenind un hotel cumva de categoria a doua. Nu știu să spun exact care este situația lui în prezent, pe lângă ceea ce putem să constatăm cu ochiul liber, că îi se aduc niște modificări la structura supraterană, în timp ce garajul alăturat, cum spuneam, a fost un atelier auto, de fapt, în perioada interbelică. Într-o carte, culmea, tot cu subiect legionar, nu o să-i dau autorul, sunt date memoriile unui fost șofer care venea să-și repare mașina aici. Era și o reprezentanță auto, mi se pare, a firmei Renault. Denumirea de ciclop este dată ulterior garajului domnului Mihăiescu și e păcat astăzi, nu știu, nu am eu o părere vis-a-vis de care ar putea să fie funcția lui actuală, mai greu să-l readuci la vechea funcționalitate în mijlocul bulevardului Magheru. Din câte știu, împărțirea astăzi administrativă este denumirea de Magheru până la intersecția cu strada cu cea Rossetti și după aceea este bulevardul Bălcescu. Bălcescu, da. Asta este marea axă trasată de primarul Pache Protopopescu din nord până în sudul Bucureștiului. Nu-l pomenesc degeaba pentru că o să vedem și locul pe care s-ar fi aflat altădată casa edilului, pentru că se găsea partea asta. Și acum o să revenim în interiorul străduțelor din stânga bulevardului Magheru, ca să mai vedem câteva obiective. Luăm momentan o pauză aici și o să ne întoarcem ca să continuăm expunerea pe ultimul tronson de bulevard până în piața Universității, deci pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Reveniți pe strada Dionisie Lupu, paralelă cu bulevardul Magheru. Am mers pe strada Rossetti, cea Rossetti continuată cu Maria Rossetti, amintind de soția marelui om politic liberal, cea Rossetti, Maria născută Grant, de acolo zona podul Grant. Ea era sora lui Effingham Grant, secretarul consulatului britanic la București, secretarul consulului Colquhoun, cel care avea amantlâcul cu acela cu Eliza Bibescu din nordul capitalei, din turul anterior. Îl cunoaște pe cea Rossetti tineri fiind, se căsătoresc întâi în confesiunea anglicană, pentru ca după aia să fie căsătorit și în confesiunea ortodoxă, în ciuda opoziției familiei sale.
Maria Rosetti este prima publicistă din istoria românilor. În revista ei, Mama și Copilul, publică două articole, de fapt cu substrat politic, care dublează practic activitatea publicistică a soțului ei din cadrul ziarului Românul. Mi se pare că am vorbit ceva despre personalitatea lui Cea Rosetti atunci când am trecut pe strada care îi poartă numele pentru prima oară, dar asta, Maria Rosetti, e unul dintre exemplele grăitoare despre femei care nu doar că își sprijină bărbații, dar desfășoară la rândul lor activitate politică și socială. S-a remarcat și ca o bună prietenă a soției lui Brătianu, a Piei Alimăneșteanu, soția lui Ion Brătianu, și a rămas până la sfârșitul vieții un model, să spunem, pentru doamnele din societatea românească. Întorși pe strada Dionisie Lupu, vedem la numărul 33 o clădire care, dacă nu are o istorie proprie foarte îndelungată, în schimb, poate fi considerată un caz școală pentru restaurările monumentelor istorice. Este tot o operă a domnului Șerban Sturza și a mai multor studenți de la secția de restaurare a Facultății de Arhitectură. Este inclusă într-o lucrare a domnului Șerban Sturza despre, și a unui colectiv de autori despre case restaurate în București. A fost ridicată pentru un membru al familiei Miclescu. Familia Miclescu este o familie de boieri originară din Moldova, din păcate stinsă de curând prin ultimul ei reprezentant, Radu Miclescu. Radu Miclescu, de profesie anticar, fugit în perioada comunistă în Occident, unde a activat în aceeași profesie, s-a întors după 90 în țară, unde a fost retrocedat conacul de la Miclești, l-a restaurat tot cu sprijinul domnului Șerban Sturza, din câte știu eu. Exact după tiparul istoriei, mergând până la Clanțe, mi se pare că s-a putea și vizita, dar din păcate, în urma morții sale, familia s-a stins. Este o familie care a dat țării mai multe personalități, inclusiv doi mitropoliți. E vorba de mitropolitul Sofronie Miclescu, care era mitropolit la Iași la momentul unirii principatelor și care a avut la un moment dat un conflict cu domnitorul Alexandru Iancuza din cauza imixtiunilor domnitorului în afacerile bisericii, care a dus la depunerea și exilarea sa la mănăstirea Bistrița Nemțeană, unde a și murit ulterior. Și nepotul său, Calinic Viclescu, episcop încă din perioada aceea, care ulterior a devenit cel de-al doilea mitropolit primat al României după moartea lui Nifon Rusailă. Calinic Miclescu, considerat de Nicolae Iorga mai mult boier decât prelat al bisericii, că își ținea cumva vechile obiceiuri boierești și a fost unul dintre cei mai eleganți prelați ai Bisericii Ortodoxe Române, în timpul păstoririi căruia s-a dobândit autocefalia bisericească, adică independența din punct de vedere bisericesc față de Patriarhia de Constantinopol, cu probabil cea mai fastoasă mormântare pe care au cunoscut-o vreun mitropolit primat, cerând să fie mormântat înapoi la Iași, deși alaiul funerar a mers de la București înapoi către Moldova, revenind la casa de față. Ea a fost construită pentru Constantin Miclescu la sfârșitul secolului XIX. Nu știu eu, cel puțin, dacă a fost documentată tranziția de proprietate către o familie Odobescu, dar nu familia Odobescu, cu care își leagă numele de autorul Alexandru Odobescu, ci o coincidență de nume. Pentru că în perioada comunistă să sufere mai multe degradări, inclusiv acoperirea cu tencuiala a picturii interioare, o pictură de factură pompeiană cu figurine grotești, care din fericire a fost redescoperită după 2006, când casa a fost cumpărată de către doamna Irina Bosighica, descendenta lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino Nababu, cea care a intrat și în proprietatea moșiei cantacuzinești de la Florești. Și cu sprijinul, cum spuneam, al domnului Șerban Sturza și a mai multor studenți de la secția de restaurare, au operat această readucere la viață, propriu-zisă, a unei clădiri monument istoric, care reproduce foarte bine stilul de viață de la începutul secolului trecut, vreau să spun. Vedem, respectiv, intrarea pentru trăsură, gangul interior, decorațiile fațadei, încadramentele ferestrelor, balconul, și interiorul arată totodată acea alternanță între spațiu destinat recepțiilor și spațiu privat, primul fiind mult mai bine decorat și mult mai bine reprezentat,
celălalt fiind de o factură mai discretă. Din păcate, așa cum este cazul mai multor clădiri din acea perioadă, un caz reprezentativ ar fi castelul Cantacuzino de la Bușteni, ceea ce n-a mai putut fi recuperat a fost mobilierul și anumite decorațiuni interioare, cum ar fi parchetul de tip Versailles, pe care a plouat din tavan până când a fost distrus iremediabil, dar e o recuperare aproape totală a clădirii sub aspectul înfățișării și e un lucru absolut meritoriu ca o descendentă a unor boieri să vină în țară, să recupereze, de fapt în cazul ăsta nici măcar să recupereze, să salveze, casa nu i-a aparținut ei vreodată, nu este o retrocedare, ci este o, pur și simplu o salvare a unei clădiri, o operă, o bijuterie arhitecturală aflată în pericol de dispariție. Și acum ne îndreptăm spre una dintre cele mai originale case din vechiul București. Are în primul rând o particularitate, asemenea casei Filipescu Cisianu, a rămas printre foarte puținele vechi locuințe aristocratice care își conservă inclusiv grădina. Este partea dreaptă, este vorba de actuala Casa Universitarilor. Nu, asta a fost într-adevăr și a locuința unui medic celebru și este monument istoric, dar am mai puțin informații despre ea. Eu vorbesc de asta din partea dreaptă, care în prezent este asta, Casa Universitarilor din București, cubul adică, și care în partea dreaptă, dincolo de clădirea propriu-zisă, păstrează încă o foarte vastă grădină. Proprietarul inițial n-a fost un român, a fost un om de origine belgiană, Cezar Liebrecht, care asemenea altor străini de la jumătatea secolului XIX se lasă atras de mirajul bogatelor principate românești care erau în curs de afirmare și care aveau nevoie de oameni și de specialiști în aproape toate domeniile. Cezar Liebrecht fiind unul dintre pionierii unei noi tehnici în materie de comunicație, respectiv a telegrafului. El este practic fondatorul serviciului telegrafic român, deci are un merit incontestabil în organizarea serviciului de poștă și de telegraf din România și totodată având șansa, să spunem, de a-l cunoaște, odată cu venirea sa în România, pe Cuza, care la vremea sosirii sale este pârcălap de Galați, este guvernatorul județului Galați și în urma falsificării alegerilor în Moldova de către caimacamul Nicolae Vogoridi, își dă demisia și astfel face un gest de onoare care îl face totodată remarcat. Însă, așa cum e știut, din punct de vedere al vieții personale, Cuza nu era chiar ușa de biserică și nici Cezar Liebrecht. Cezar Liebrecht, în schimb, dacă la domnitorul Cuza vorbim de dragoste foarte, de sexul frumos și pentru jocurile de cărți, în principal, la Cezar Liebrecht vorbim de dorința foarte pregnantă de navuțire și legenda sosirii lui în România e una interesantă. Se spune că fie că a dezertat din armata proaspăt înființată a Belgiei, ceea ce se pedepsea destul de aspru, sau că s-a aflat în serviciul unui boier și ar fi fugit de acolo venind în România. Cert este că această prietenie cu Alexandru Ioan Cuza i-a adus după alegerea acestuia ca principe al Principatelor Unite, ministrul poștelor și a devenit un soi de eminență cenușie a domniei, intermediind mai multe afaceri și reușind datorită averii pe care a acumulat-o în scurt timp să ridice această casă cu influențe de data asta neogotice, observate mai ales prin crenelurile deasupra care imită practic un castel medieval. Evident că nu este opera unui arhitect român, că nu eram familiarizați cu genul ăsta de arhitectură, este opera unui arhitect de origine dalmată, italiană, Luigi Lipitzer se numește. Interiorul este în aceeași factură gotică și asemenea casei oamenilor de știință și aceasta poate fi vizitată din câte știu eu. Cezar Liebrecht totodată a fost o persoană orientată și din punctul de vedere al relațiilor pe care le cultiva, una dintre relațiile cultivate fiind cea cu Maria Obrenovici, cu amanta oficială a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Maria Obrenovici, în ciuda numelui, este numele luat după căsătorie cu principele Serbiei, ceea ce a transformat-o în mama moștenitorului la tron al Serbiei, însă ea este născută catargii, deci este româncă.
O femeie foarte frumoasă, într-adevăr, dar totodată foarte ambițioasă, a țintit sus și a devenit amanta oficială a domnitorului, fiind și, în fapt, îndeopște știut că blânda doamnă Elena Cuza era soția oficială, în timp ce oficiile propriu-zise în camera nupțială le făcea Maria Obrenović, care intermedia, de asemenea, multe afaceri oneroase, de asemenea, lui Cezar Libre, care a fost foarte inspirat în a-i oferi adesea sume de bani cu un împrumut, ba chiar și o trăsură cu cai. Așadar, a cultivat o relație foarte apropiată, încât unele gurele au ajuns să spună că îl dubla pe domnitor în la grațiile doamnei Obrenović. Greu de spus dacă era valabil și lucrul ăsta și, în general, fiind tip inteligent, probabil că nu s-ar fi amestecat într-o afacere din asta pasibilă să stârnească gelozia mai puternicului său amic. Cert este că Maria Obrenović a fost implicată în detronarea lui Alexandru Ioan Cuza din februarie 1866, semnând practic o înțelegere cu membrii monstruoasei coaliții, prin care, exact cum spune Umberto Eco, femeia goală este femeia înarmată. După vizita Mariei Obrenović, conspiratorii înțeleși cu ofițerii de gardă ai palatului au intrat în camera domnitorului, l-au pus să semneze amticarea pe spatele unui soldat și l-au expulzat din țară, în timp ce doamna Maria Obrenović a primit o sumă considerabilă și a putut să-și continue ascensiunea socială, din păcate curmată prematur de o boală, dar ajunsese doamna la curtea împărătesei Germaniei înainte să moară. În timp ce Cezar Liebrecht, după căderea protectorului său, s-a trezit victimă în ceea ce, din câte știu eu, este primul proces românesc de corupție, o tradiție pe care, din păcate, o moștenim până în prezent, fiind acuzat, evident, de fapte de corupție, a reușit să scape de acuzații, ba mai mult, fugit în străinătate, evident, a acuzat el statul român și a cerut daune și a și câștigat. Dar nu și-a mai recuperat casa, a murit în cele din urmă mizerie, fie în Spania, fie în Franța, în timp ce casa lui, a cărei grădină se prelungește până aici, a fost cumpărată de către mareșalul curții din familia Filipescu. În momentul ăsta îmi scapă numele lui mic, cred că era Grigore Filipescu, dar să nu cumva să mă înșel, mareșalul curții lui Carol I, care împreună cu soția lui, Alice Filipescu, au dat apogeul casei din punct de vedere al recepțiilor și al balurilor, având inclusiv o curte splendidă. Domnul Filipescu era pasionat de agricultură, iar soția lui era pasionată de horticultură și, drept urmare, curtea lor era una dintre mândrețile Bucureștilor de la vremea aceea. Se pare că inclusiv principesa la vremea aia, viitoarea regină Maria, cerea să-i se aducă flori din curtea mareșalului palatului. După decesul său, soția, mirosind pericolul naționalizării care venea în 48, a încercat să doneze Casa Eforiei Spitalelor din București, fosta organizație care reunea principalele instituții de tratament, însă și aceasta fiind desfințată de către comuniști, casa a intrat în posesia statului și a fost transformată la ceva timp în ceea ce rămâne până în prezent Casa Universitară din București, ceea ce totuși este un lucru bun, pentru că vorbim de oameni de cultură și vorbim de o funcție care i-a conservat în mare parte aspectul. În fața noastră, o instituție și o clădire unică în București, este vorba de Biserica Anglicană. Acum se pune întrebarea legitimă, dar de când avem noi o minoritate anglicană? N-am avut neapărat o minoritate anglicană în afară de corpul diplomatic, să spunem, care deservea consulatul britanic din București. Acum ne cam învârtim, cumva astăzi ne-am învârtit în zona britanică, așa, vis-a-vis de raporturile cu străinii și de, bineînțeles, negustorii. București care, negustorii britanici care treceau prin București, însă am avut o personalitate istorică anglicană, și nu vorbesc de data asta de soția lui Cea Rosetti, ci de însăși Regina Maria, care fiind principesă de Edinburgh, era crescută în confesiunea anglicană. Acum există într-adevăr prevederea ca regii României să-și crească urmașii în religia ortodoxă, dar în plan personal, regele Carol, regele Ferdinand și regina Maria, fiecare și-au conservat în mare parte propriile opțiuni religioase în care fusese crescuți. Ba chiar a existat un mic scandal în cazul botezului primului născut al cuplului princiar, viitorul rege Carol al II-lea, pe care Carol I ar fi vrut să-l boteze în confesiunea romano-catolică. Cumva intervenția
salutarea pe de o parte promptă în orice caz a mitropolitului primat de la vremea Ghenadie Petrescu a făcut să fie botezat în rit ortodox. Se pare că asta i-a și atras antipatia regelui, care a dus în cele din urmă la depunerea sa, dar revenind, biserica este ridicată din contribuțiile oferite de către Regina Maria și de către episcopul anglican de Gibraltar, că tot vorbeam de posesiunile britanice de pe cuprinsul globului. Gibraltarul este până astăzi posesiune britanică, un nume foarte interesant, denumirea vine de la Jeb al-Tariq, muntele lui Tariq, pentru că pe acolo au trecut cuceritori arabi veniți prin Africa de Nord, cucerind și Spania și întemeind califatul de Cordoba, pentru că a fost prima posesiune musulmană din Europa. Și până astăzi, Gibraltarul, cunoscut și drept coloanele lui Hercule, este prezent pe stema regală a Spaniei, sunt cele două coloane. Și plus cu dictonul lui Carol Quintu, plus ultra, tot mai departe. E o clădire unică în spațiul bucureștean și ne-a adus, vorbind despre ea, la una dintre cele mai vechi grădini ale Bucureștiului. Este vorba de Grădina Icoanei. Da. Întreaga zonă, grădina, strada, poartă denumirea dată de biserica, a cărei turlă deja se vede. Dacă ne uităm în lungul străzii, da, biserica în jurul căreia s-a creat Mahalaua Icoanei. Denumirea de Icoanei e evident de unde vine. E vorba de o icoană considerată ca fiind făcătoare de minuni din secolul al XVII-lea, deci aparținând primei ctitorii, pentru că biserica actuală este ctitorie de secolul XVIII, ferecată în argint, se pare, de către însuși Marele Ienăchiță Văcărescu. Mai este icoana? Eu așa știu. Acum n-am intrat de curând în biserică și nici n-am verificat informațiile mai recente. Oricum, în privința icoanelor, mai ales icoanelor ortodoxe, pentru că sunt făcute în tradiția ortodoxă, care nu recomandă să nu se dea nici numele celui care face icoana, nici anul, foarte greu de datat. Era chiar o glumă pe Facebook, l-am dat icoană făcătoare de minuni de 3000 de ani. Ups! Așa, dar toată zona capătă de denumirea de Mahalaua Icoanei, însă noi, dacă am fi călcat pe aici acum vreo 200 de ani, am fi notat. Pentru că ne-am fi găsit într-un lac, într-o baltă numită Lacul Bulindronului. Nu știu de unde vine denumirea asta de Bulindron, dar vechiul București, mai înainte de canalizarea Dâmboviței, abunda, așa cum am văzut și în zona de la Gorgani, de mici băltuțe și pârâiașe. În cazul ăsta, Lacul Bulindronului, o baltă de acumulare, era un lac de acumulare a apelor de ploaie, nu avea alimentare de la izvoare, dar era locul de unde pornea un pârâiaș, pârâiașul Bucureștioara, care, curgând prin Mahalaua Icoanei, urcând un pic către Mahalaua Oțetari, pe care o să o vizităm într-un alt tur, și pe urmă mergând prin zona Scaune, prin spatele Spitalului Colței, deci prin scaunele de măcelar, că de acolo vine denumirea zonei, se vărsa în Lacul Cucului, lac situat un pic mai la nord de Biserica Sfântul Gheorghe Nou, pe care am văzut-o la turul din centru vechi. Deci toată structura asta de hidrografică se găsea în București, chiar există o descriere a acestui pârâu dispărut astăzi în opera lui Henri Stahl, Bucureștii ce se duc, în care pur și simplu este o jelanie gândită pentru acest pârâiaș, care este murdărit de boiangii și de săpunari. Boiangii erau aia care înnoiau hainele, le revopseau ca să pară noi, săpunarii evident ce făceau, pe urmă trecea prin scaunele de măcelar care aruncau la rândul lor fel de fel de mizerii în apa pârâului ca să se verse în cele din urmă înapoi în sânul Dâmboviței, zice Henri Stahl, deci probabil că se comunica cumva între lacul ăsta, atenție să nu facem cunoștință și noi cu vreun lac, comunica în vreun fel cu apa Dâmboviței propriu-zisă. În prezent, toate acestea au dispărut odată cu lucrările de canalizare. Acum încercăm să trecem peste șențulețul ăsta. Noi o să mergem în dreapta, când ne îndreptăm spre Biserica Icoanei. Semnalăm ca obiectiv de viitor strada Dumbrava Roșie, cu mai multe locuințe particulare de o deosebită valoare arhitecturală. Bustul ăla, dacă mi-aduc eu bine aminte, care stă cu spatele la noi, este bustul lui Gogu Cantacuzinoa, nu se confunda cu Nababu, dar este contemporan cu el, este din altă ramură a familiei Cantacuzino, este primul director al căilor ferate române.
este cel sub care s-au înființat căile ferate române, direcția propriu-zisă, pentru că noi începem construcția căilor ferate cu linia București-Giurgiu în timpul lui Carol I, la momentul ăla căile ferate fiind echivalentul autostrăzilor de astăzi. Nu puteai să te socotești un stat în rândul statelor civilizate, un stat modern, fără să ai o rețea de cale ferată, și sub domnia lui Carol I se înfăptuiește marea realizare a unirii vechiului regat de la Dorohoi până la Mehedinți, până la cazanele Dunării, cu o rețea de cale ferată congruentă, având odată și cel mai mare scandal de corupție pe care l-a cunoscut vechiul regat. E vorba de altă dată celebra afacere Strusberg, pentru că realizarea căilor ferate a fost concesionată unui consorțiu german, Strusberg. Și ce să vezi, fapt recurent în istoria noastră, s-au dat banii, dar n-apăreau căile ferate. Și normal că s-a dat în judecată, acum eu spun pe rezumativ cumva, s-a dat în judecată consorțiul respectiv, doar că a intervenit Bismarck, cancelarul german, care a amenințat cu desfacerea alianței, ba chiar cu mai mult, dacă nu se rezolvă problema. Consorțiul, fiind înlăturat de la realizarea căilor ferate, a cerut despăgubiri, niște despăgubiri fabuloase. S-a ajuns la un moment dat să li se dea, dar nu atât cât au cerut ei, și a terminat statul român căile ferate. Dar asta, diferența față de astăzi, este că le-a terminat. Dar cumva a fost și intervenția salutară a lui Gogu Cantacuzino, care a dus la soluționarea problemei astea, și în felul ăsta s-a putut ajunge la realizarea unei rețele feroviare bună la vremea aceea. Deci era o perioadă când ne mândream cu căile noastre ferate. Vedem și unul dintre cele mai recente busturi din București, pentru că ne aflăm în apropierea locuinței sale, dar tot așa îl vedem din spate, este bustul poetului Adrian Păunescu. Iar în continuare, de la bustul lui Gogu Cantacuzino în stânga, păstrăm tot pentru altur, dar toată zona asta, când a fost amenajată, nu era doar grădina icoanei. Un peisagist francez sau elvețian, Louis Leiraz, este cel care dă girul unui confrate de profesie, Arthur Veșteli, să amenajeze toată zona asta, și s-a amenajat inclusiv foarte vasta porțiune de teren care aparținuse înainte primului librar și editor mare din București, Ioanid, cel care l-a format după aceea pe Socek. Așa, se păstrează până astăzi amintirea parcului Ioanid, care astăzi a fost rebotezat, dat fiindcă a locuit în preajma lui marele violonist român din secolul 20, Ion Voicu, și a preluat denumirea. Proprietatea inițială era mult mai mare decât este actualmente parcul, doar că mai mult de jumătate din ea a fost parcelată în anii 30 și transformată în cartier de vile. Asta și explică de ce multe dintre vile sunt construite în oglindă, ca să zic așa. Și acum ne îndreptăm spre strada Icoanei,